După lungi amânări și tensiuni, săptămâna aceasta au apărut numele favoriților din PSD și PNL care ar putea fi desemnați candidați pentru funcția de primar al municipiului Buzău. Socialdemocrații ar fi identificat varianta ideală prin promovarea afaceristului Constantin Toma, care s-a înțeles cu liderul PSD Marcel Ciolacu pentru a deveni candidatul la Palatul Comunal. Deputatul Cezar Preda consideră că Toma nu a făcut o alegere potrivită alăturându-se socialdemocraților, mai ales că i s-a oferit sprijin pentru a fi cooptat în echipa PNL. Am văzut că s-a lansat în luptă colegul și prietenul meu Toma, care vrea să candideze pentru postul de primar din partea Partidului Social Democrat. Îmi pare rău că domnul Toma a ales această formațiune politică. Eu l-am considerat un om de dreapta, suntem cunoștințe vechi. I-am propus să vină să candideze și alături de forțele care vor să schimbe PSD-ul, m-a refuzat, a spus că acolo e trecutul, prezentul și viitorul domniei sale, îi respect opțiunea, mi-aș fi dorit să vină alături de dreapta și să participe până la urmă la o relansare economică, cum spune domnia sa că își dorește. Eu nu cred că domnia sa va reuși ceva pentru că va fi prizonierul mafiei PSD-iste. Nu are cum. Nu ai cum să vii din partea PSD-ului și să spui că schimbi PSD-ul. E povestea asta. În urma unui sondaj de opinie, ieri Comitetul Executiv Județean al PNL a desemnat deja candidatul pentru fotolul de edil șef. Fostul viceprimar Constantin Ionescu a fost pe primul loc în preferințele buzăienilor intervievați, candidatura urmând să fie supusă aprobării și forurilor centrale. Preda susține că șansele PNL de a câștiga Palatul Comunal sunt mari dacă se va da o bătălie reală împotriva PSD. E bine că Partidul Național Liberal a strâns rândurile, că încearcă să își găsească cei mai buni candidați. Partidul Național Liberal nu poate să câștige această bătălie dacă cetățenii Buzăului nu văd în candidatul care se opune PSD-ului cel care le arată toate greșelile, toate relele. Acum nu știu dacă domnia s-a așteptat și și-a propus ca începând de ieri să înceapă atacul sau să înceapă lupta electorală. Nu știu, n-am vorbit cu domnia sa. Pot însă să vă spun că sunt anumite probleme, chiar în Consiliul Local mai sunt consilieri ai nostru, al partidului nostru care încă votează cu PSD-ul. După ce a renunțat la funcția de copreședinte al PNL Buzău, deputatul Cezar Preda declară că își va îndrepta atenția către campania electorală din capitală. Voi face și eu tot ce pot să sprijin în campania electorală candidatul Partidului Național Liberal la primăria capitalei și primarii și candidații la primăriile de sector. Deci ca activitate pentru această vară, eu mă voi focusa pe campania electorală pe București. Cu toate acestea, Preda a menționat că se va implica și în campania electorală de la Buzău doar dacă organizația județeană îi face sprijinul.